zi sfântă, binecuvântată, la fel, pentru noi creștini ortodoxi de pretutindeni și, în ultimul rând, pentru acest sfânt așezământ monahal din Dealul Mare, Mănăstirea Hadimbuc, unde cinstim pe Maica Domnului în timp minunat și deosebit. La sărbătoarea Marea Domnului Maicii Domnului, an de an, știm bine că, deși nu este hramul Sfintei noastre mănăstiri, atât timp cât o prețim pe Măicuța Domnului, scoatem în procesiune, în ajunul prăzirea Domnului Maicii Domnului, Sfânta Icoană, Făcătoare de Minunea Maicii Domnului, pentru toți pelerinii închinători, care dată-L poposesc an de an, aceste mari sărbătoare a Maicii Domnului de-al Mare. Binecuvântat să fie pelerinii care ați poposit azi noapte, unde cu jertfă ostenală ați luat parte la slujbele Sfintei noastre mănăstiri. Atât la ora 18-a seară, priveghere cu litie, cât și în miezul nopții, s-a sfârșit rudenia, urmată de prohodul Maicii Domnului, a Domnului Maicii Domnului. Slujba a ținut până la ora 3 dimineața, se vede evlavia și cât o grețesc pe Maicuța Domnului. Sunt credincioși care urcă chiar în timpul săptămâniei la slujile de miezul nopții. Sunteți și neroști care nu lipsesc duminică de duminică, sărbători de sărbători, la Sfânta Liturghie de Romani. Se vede râna, credința, evlavia răsăroasă, care am credință că Măicuța Domnului o să vă răspătească tuturor după credința dumneavoastră. Mulțumesc Dumnezeu, mulțumesc Maicii lui Dumnezeu pentru tot și toate. Mulțumesc Maicii lui Dumnezeu pentru că existați în viața Bisericii. Mulțumesc Maicii lui Dumnezeu pentru că existați și iubiți acest sfânt așezământ monahal din Dealul Mare. Mulțumesc Maicii Domnului pentru toate darurile de bine care le-a trimis și le trimite în timp de 34 de ani, cum spunea Părintele Părinit, că sunt peste 30 de ani. Sunt 34 de ani din când această frumoasă mănăstire a Maicii Domnului de al Mare s-a redeschis. E bine, știți dumneavoastră mai bine, cei care ați cam îmbătrânit împreună cu mine, cum arăta această cetate părăsită, pustie. Dar în acest loc sacru, în această bisericuță frumoasă, în momentul istoric, am găsit o comoară. Ce comoară are? E Măicuța Domnului, Icoana Făcătoare de Minuni, care a ocrotit, a stăjuit, timp de 33 de ani cât a fost părăsită. Și Măicuța Domnului a redeschis-o din nou și de această cale și nu mai acum la hram. În fiecare zi îi mulțumesc Maicii Domnului că m-a blagoslovit pe mine să redeschid acest monument părăsit, care arăta ca după război, așa cum arăta. Iată mâna lui Dumnezeu, iată mâna Maicii Domnului, cât de frumos a lucrat prin împărăție voastre care sunteți fădoaba bisericii, prin împărăție voastre care sunteți florile din grădina Maicii Domnului. Icograda Mănăstirii este grădina Maicii Domnului, este omorul lui Dumnezeu. Cât de frumos îl priviți și l-ați privit cu faptele părăsăroase, cu milostenia, cu trăia, cu credința vie în Dumnezeu. Vedeți cât popor aduce Maica Domnului Evlavios? Nu că oricine a îndrăgostit Maica Domnului astăzi, la seara, astăzi, noapte, să fie vrednic a ei se închina Sfintele Icoane de Părăsare de Minuni, a Maicii Preacurate. Să-i mulțumim Maicii Domnului
dragi creștini, iubiți credincioși, că v-a blagoslovit pacea astăzi, în această sfântă, binecuvântată zi de prăznuirea adormirii Maicii Domnului. Și voi sunteți cei vrednici care ați avut parte de această mare binecuvântare, din nou, chiar din nou, să vă întâlniți cu Maicuța Domnului. Să-i spuneți durerea, să-i spuneți necazul, să-i spuneți suferința. Și cei de acasă, repet, care vă așteaptă cu sufletul la gură, să aduceți ceva sfințit. O hăinuță atinsă de Sfânta Icoană pe care Tatăl Mine Sfântele Moaște, să-i ucerese suferința acelor care ar voi, fiți înapoi, să fie prezenți unde de altfel trăsile voastre sunteți prezenți. Atâta daruri de bine ne-a lăsat Măicuța scumpă. Și mergând, călătorind, muncind, mintea noastră să fie curată, ochii noștri să fie curat, ochiul curat la privește, să avem rugăciunea minții. Rugăciunea minții ne ajută să fim în convorbire cu Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu. Ce mai spun și mai sacru când suntem în slujba lui Dumnezeu? Măicuța Domnului, eu rog să vă primească osteneala de astăzi noapte. De astăzi, tuturor celor care cu râvnă veniți, cu credință veniți, vedem că sunt credincioși, că rezistă până la cuvântul de învățătură la urmă și chiar la rugăciune. Trebuie să recunoaștem că omul poate trăi și cu hrană duhovnicească, dar suntem oameni. Dar vedeți că jumătate de o gradă a rămas. Cealaltă jumătate s-a dus la rând. Și acolo trebuie. Acolo. Aici este timp pentru hrană duhovnicească. Dați-mi voie să mulțumesc, iubiți credincioși, mă plec în fața părților voastre și știți bine că vă iubesc mult și am sunteți dragi. Am eu vorbă, un preot în primul este când vede poporul mult în biserică, dar nu că ar da o lumânare sau un ajutor. Și văzând cât popor se folosește și se mântuiește. Așa că, dragi părintele, mă face cel mai fericit. Prezența dumneavoastră când vine este chiar în Hristos. Mulțumim la familia Constantin Gorungea și Maria Mărăinina, care, de când mă știu eu aici de 30 de ani, 4, această familie face, oferă masa pentru toți felinii, am, singurii, o singură familie. Așa că și eu rog pe Maica Domnului, care vedeți din copil, să vă răspătească astăzi, și să vă dărească tot ce mi-ai spun. Ce? Sănătate. Pe dacă o să fiți sănători, o să mă amintiți la noi. Și dacă vă rugați pentru mine să fiu sănătos, o să vă mai pot vorbi. Și eu o să răbună și copilianul. Fiindcă de 34 de ani tot v-am vorbit și am învățit unii, cum am spus aseară. Vă văd în ochii mei de ani de zi. Cei drept mai ardă, mai cărunți, e o noapte la semeni. Venit la 26 de ani, iar că ajung la 60 de ani. Ca să vedeți, 34 de ani, Maicuța Domnului m-a răbdat, datorită rugăciunilor voastre, și sunt între dumneavoastră. Vă dau prostic o dată, că existați, Dumnezeu mulțumesc, că existați. Să vă bucure preacurata Maica Domnului, cum v-ar fi mai bine, sănătate multă. Și vă rog să nu uităm că pe 8 septembrie avem prezența Preasfinistului nostru Părinte de Nichipor la Hramul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului. Apoi urmat procesiunea mare, procesiunea în fiecare an, în afară de Joia Mare, dar cea mai mare afară, de 14 septembrie, denunțarea Sfintei Cruci, unde va fi prezent Preasfinții Antonie, Episcop de Vărț, prin canalul Preasfinților, ne va binecuvânta încă un arhiereu, să fie doi la drumul crucii. Apoi, pe 1 octombrie, Hramul Bisericii Noi Acoperimântului Maicii Domnului,
Vom avea anche per assistito Beniamin.